Aspirația asistată laser este cea mai performantă metodă în momentul de față de îndepărtare a depozitelor de grăsime care nu cedează nici prin dietă și nici prin sport. Și ele pot fi localizate la nivelul abdomenului, la nivelul coapselor interne, externe, brațe, gât, deci oriunde există depozite de grăsime pe care pacienții sau persoanele care doresc să le îndepărteze nu au reușit cu niciun fel de metodă. Primul pas pe care îl avem de făcut este să marcăm zonele pe care dorim să le remodelăm. Datorită acestor marcaje putem realiza intervenția corect. Și atunci, de exemplu, pentru abdomen, noi marcăm zonele pe care pacienta dorește a fi îndepărtat. La nivelul abdomenului avem teoretic 3 zone. Avem abdomenul inferior, abdomenul mijlociu și mai sunt aceste găluște de aici care nu se duc cu absolut nimic, nici cu sport, cu absolut nimic. Beneficiile acestei proceduri sunt foarte multe. În primul rând, intervenția se face cu anestezie locală. Pacientul pleacă din clinică imediat după intervenție. În al doilea rând, procedura este nedureroasă. Beneficiul mare este prin faptul că celulele adipoase vor fi distruse pentru totdeauna. Am marcat zonele pe care le dorim a fi remodelate. Următorul pas este anestezia prin infiltrare a acestor zone, prin introducerea unui lichid în interiorul țesutului adipos, sunt toate zonele pe care le dorim a fi remodelate. Procedura durează cam 20 de minute. 15-20 de minute. În acest timp grăsimea este lichefiată, fapt care o va face mult mai ușor aspirabilă în etapa ulterioară de aspirare și deci de îndepărtare propriu-zisă a grăsimii. Procedura este destinată tuturor pacienților sănătoși, normoponderal, supraponderal și obez și asociem această lipoaspirație laser cu o dietă medicală, în așa fel încât pacienții care sunt și supraponderal, deci au greutate mare, să poată și slăbi. După intervenția de lipoaspirație asistată laser, pacientul trebuie să facă 3 lucruri importante. În primul rând, trebuie să poarte un corset necesar tuturor lipoaspirațiilor timp de 3-4 săptămâni. Nu are voie expunere directă la plajă, deci să meargă la soare în aceeași perioadă de 3-4 săptămâni și nu are voie sport tot o lună de zile. Rezultatele se văd din prima săptămână. Noi evaluăm pacienții la 2-3 săptămâni, dar cu cât trece timpul, rezultatul este din ce în ce mai bun, pentru că pielea se va contracta și va avea un aspect mult mai frumos. Și să nu uităm că rezultatul după lipoaspirație asistată laser este definitiv și permanent. Acesta este un alt beneficiu pe care ni-l aduce laserul.